Una, hello, ciao a tutti. Good afternoon. Cum sunteți? How are you guys? So nice to see you again. And I hope we're gonna have a happy hour again together. De la depărtare, aproape, cu fiecare. Vreau să vă salut pe toți cei care ne urmăresc. Și intenția acestei mantre, Hare Krishna, să protejeze pe toată lumea cu sănătate, cu dragoste, cu bucurie, să ne ferească de tot ce e rău. Protect us, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Mihai Gilbert, request to be in a live video. I'm gonna get you in this live video soon. Just wait a little bit, okay? Pentru că vreau să intru cu voi astăzi, cei care fac request pe Instagram, pe Facebook, din păcate, nu există această alternativă. Dar puteți să intrați pe Instagramul meu și să trimiteți un request și în măsura timpului voi încerca să vorbesc cu fiecare dintre voi, ok? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hello Christy, my dear. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Emilia, te duc și eu, Emilia din Galați, Ijeli, Daine, Belkasem, te pup, draga mea, sau cum se zice în arabă, Salam Aleikum, Julia, te pup, salută din Paris, Mariana Boroșan, din Chicago, hello, Mariana Berbecaru, Abagiu, Alexandru, te iubesc și eu, baby, see you soon. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Am făcut de mâncare, vrăjitorul Sandu, normal, mai mâncăm și noi din când în când. Dragii mei, așa încep cu această mantră, fiecare întâlnire de-a noastră, pentru că este o mantră care protejează și ne protejează. Și de asta încerc să când de fiecare dată când începem pentru a fi protejați, pentru a fi ocrotiți, atât noi cei care suntem aici unii cu alții, cât și cei dragi nouă. Așa punem această intenție Universului și Universul ne va răspunde înapoi. Salutări din Constanța, Aura Perju, salutări din Spania, Maria Elena, din Barcelona, Nicoleta Ionela, Danila, Gabi Constantin, te pup și eu. Suntem în direct pe Instagram și pe Facebook, Corina Arvinte, te pup, Toma Tatiana din Roma. Încerc să citesc mesajele voastre în măsura în care mai pot să fac și altceva în același timp, dar dedicații, bineînțeles, și multe gânduri bune tuturor. După cum vedeți, m-am îmbrăcat în hot pink, pentru că afară, chiar dacă nu este soare astăzi, măcar să ne înveselim prin terapia culorilor. I believe in color therapy and I believe pink is a good color to get into a good mood.
Așa că vă sfătuiesc și pe voi atunci când sunteți... A fost bună plăcinta cu cartofi, Ana Lucia, da? Uite, a fost foarte bună. A ieșit super! I-am trimis și mamei mele și fratelui meu și amândoi au fost foarte mulțumiți. Ce vă cântați, Dana? O să vezi! Surprise! Salutări din Brescia! Salutări din Anglia! Georgiana, Bozdelia! Maria Cazacu din Constanța! Dragii mei, după cum vă spuneam... Puțină culoare nu strică niciodată, o lecuță de culoare, băi. Că viața asta nu trebuie să fie gri și dacă sunt atâtea flori pe care nu le putem vedea și pipăi și mirosi ca în alte primăveri. Salutări din Zaragoza, Iolanda Ioli, pupici din Bacău, Tincuțo. Salutări din Spania, Emilia, Talpo, Ștefan, din Călăraș, Răducu, Elena, din Baia Mare, Kinda Semida, din Galați, George Popescu, din Torino, Vincent cel Mare, Șervan, din Valencia, salut, din Irlanda, Remy Ra, Fălticeni, din Fălticeni, din Madrid, Gigi Impresaru, Murariu Irinel, Magnolia Manoli, I love you, color of my head. Oh, very nice, Ed. Salutări din Vârlad, am acolo neamuri, verișor, nepoței, Neculai, Inila, Ioniță, din Madrid, din Drăgășani, bună vinul la Drăgășani, poate ne trimiți și nouă, din Miami, USA, Dragoș, mamă, ce mi-e dor de Miami, de o baie în ocean acolo, Cristi din Spania, ce-mi cântați de ziua mea, e ziua ta de naștere, Florentina, spune-mi ce vrei să-ți cânt și o să încerc să-ți fac pe plac, dacă știu cântecul, bineînțeles. Salutări din Onești, Dana Sticlaru, de la ei mei dragi, te iubim și din Argeș, Sorin Stoian, din Fetești, Alomița, din Târgu Jiu, Ionuț Ionaș, încerc să citesc de la Gorj, Mărioară de la Gorj, da, nu, e Iuliana de la Gorj, Ecaterina Popescu din Spania. Te pui să faci și tu plăcinte, te rog. La plăcinte înainte, la război înapoi. Te pupăm de la Craiova, Reina Vox. Salutări din Budapesta, Iștene. Multă sănătate, vă doresc și eu. Celor din Zaragoza, Cati Bodiu, din Bologna, Florica Popa, din Sicilia, te salut, Dumitrule. Din Germania, Iuliana. Salutare, Silvi Mihai Buzdugan, din Neamț, Aurora, din Florida, Justinian Mirică, de la întorsura Buzăului, Liliana Baciu, din Pitești, Vali Vlad, din Alaska, Dan Băla, nu te cred că ești în Alaska. Spune-mi cum e acolo în Alaska, dacă și voi stați în casă. Sunt tare curioasă dacă există coronavirus în Alaska. Salutări din Focșani, Valurile Vieții, Irina Login și Fuego. Ei, asta nu știu, îmi pare rău, nu e repertoriul meu. O să trebuiască să mă documentez, dar pot să improvizez. Valurile vieții, Doamne, cum mă ia și mă las așa toată ziulica. Cum a fost asta? Salutări din Londra! Pe valurile vieții suntem, pe valurile muzicii, pe valurile Instagramului și Facebookului. Salutări din Finlanda, Lore Lola! Din București, Anișoara Ștefan! Din Grecia, Maria Hogaș! Din Lyon, Fumel Liliana! Din Piatra Neamț, Ștefan Vârlan! Din Constanța, Maria Mitroi! Din Italia, Georgica! Sau Georgica! Salutări din Brașov, Mirela Marin! Salutări din Londra, Steluța Ionescu! Salutări din Germania, Georgiana Nistor! Din Ploiești, Ciprian! Pupici mii din Constanța, de la Magnolia, din Sibiu, Alex Mihai! Din Bacău! Vreau să vă mulțumesc tuturor din Berlin, Mihaela Rotaru! Este incredibil ce face internetul ăsta din om! Cum ne aduce împreună! Salutări de la Dolj, Daniela Popa din Târgoviște, este alături și eu sunt alături de târgovișteni, Gabrioleta Ștefan, salutări de la Sibiu, Nicoleta Ciociu, salutări din Bojna, de la Maramu, mă, Oana Coman, mă, te țuc, mă, fato, mă, salutări din Florida, cât sunt din Florida, mulți români, Laura Carmen, de la Baia Mare, Ioana Ghenoiu din Buzău, Alina, tot din Brașov, Silvia Duția, cântă ceva de amintire, anii 80, o să cântăm. Salutări din Italia, salutări din Madrid, Fotea Mihaela, Ioan Alexandrov, George Vânătoru, Ștefan Ștefi din București, din Onești, Roxana Bada, Iordano Romano în Corea, Baracat Maria, te salut din bucătărie și mă pun să fac plăcită cartofi. Pune-te, fata mea, Răzvan, te pup, mi-e dur de tine, Răzvan Sanda! Da, mi-e dur de tine, dragul meu, sper că ești bine. Da, și mama ta, sper că e bine.
Cântă-ne melodia din filmul Regina. Bună idee! Bună, bună, bună idee! Saltări din Nuremberg, din Târgu Mureș, Cecilia, Nădășarul Dor, Ovidiu, Gheorghe Tofan din Viena. Toți românii au invadat pământul. Noi ne-am cunoscut personal la Sibiu, la Forța Zui. Eram băiatul cu băuturile din Bexeș. Ok. Ce se întâmplă la Forța Zu, stays in Forța Zu. Salutări din Mioveni. Ciao din Italia, Veneto. Chișinău, Liuba, tipu, băi, de nu te vezi. Bună seara, iubito, e ok, Florentina, ok, ok, Florentina, e ziua ta și de ziua ta trebuie să-ți facem un dar muzical. Salutări din Târgoviște. Ok, JP Ananda is watching too. From India. Salutări din București. Flori Păunescu din Zaragoza. Din Hunedoara. Și tot așa o să mai citesc pe parcurs. Dacă vedeți că n-am citit dedicația, mai scrieți o dată, vă rog frumos. Ca să între timp să mai facem și noi ceva. Am o temă pentru voi astăzi, până una alta. Care este părerea voastră despre dragoste? Credeți că este doar un mit? Mai ales în zilele noastre? Is love just a myth? Let me know and write me back. Scrieți-mi și dacă vreți să intrați cu mine pe Instagram să comentăm despre această întrebare pe care v-am pus-o și la care trebuie să reflectăm. Dragostea este un mit? Is love a myth or not? In the meantime, I'm going to recite some poems about love, of course. Și dacă tot vorbim de dragoste, Adrian Păunescu a fost unul dintre poeții pe care i-am cunoscut personal. Da, și prima mea întâlnire a fost când aveam 13 ani, v-am spus, la Cenacul Flacăra, când am dat audiție ca să intru să cânt pe scena de la Unești, de la Casa de Cultură, în timpul Cenacului, care dura ore întregi și era bătaie să poți să intri la audiție la Adrian Păunescu, dar mi-te să aparți și pe scenă, să apuci, să fii ales să cânți pe scenă. Iar a doua mea întâlnire cu Adrian Păunescu a fost... În 2000 și ceva, 2001 cred. Și era o noapte la Cheoche, era un restaurant care nu mai există. Și în noaptea respectivă era și Gheorghe Zamfir, care a cântat cu Naiu. Eu i-am cântat maestrului cu vocea, bineînțeles, împreună cu Gheorghe Zamfir și a fost ceva magic, a fost o noapte magică. Am luat cina împreună și s-a prelungit până dimineață, dis de dimineață. A început un vânt năprasnic, chiar dacă era vară, țin minte și acum, era un vânt tăios și foarte puternic. Iar Adrian Păunescu îmi spusese, dacă te invidiez pe de ceva, este că ai găsit numele ăsta Gurida înaintea mea și l-ai pus cumva ca emblema trupei tale și... a albumului pe care l-am scos chiar atunci în 2000. Da, îi plăcea foarte mult ideea de agurida, de strugure acru, că cum este de fapt, asta înseamnă aguridă în Moldova și în limba greacă aguridă înseamnă strugure acru. Ce a fost incredibil de noaptea respectivă și amintirea pe care n-am cum să uit vreodată este că dimineața când ne îndreptam spre casele noastre și ne-am despărțit, Adrian Păunescu ne-a spus, știți că noaptea asta mama mea a murit. Și am rămas așa, cum? Da, am primit un telefon mai devreme, dar pentru că n-am vrut să fiu singur și să plâng singur, am stat și am plâns aici pe muzica voastră și vă mulțumesc că mi-ați alinat durerea și ați fost alături cu mine, alături de mine în aceste clipe, care au fost absolut neașteptate și tămăduitoare. Da, deci asta a fost și vântul ăla rece care se pornise așa deodată, parcă era vestitor de moarte și uite că așa și era. Asta e o amintire pe care, uite, acum îmi vin lacrimile doar când mă gândesc la acea noapte și Dumnezeu să-l țină acolo în pace și... aproape de îngeri și de stele pe Adrian Păunescu, o să recit o poezie scrisă de el. Ce simplu mi-ai fi dacă nu te-aș iubi. Altceva nu-i nimic și mereu mă complic și ce simplu mi-ar fi dacă nu te-aș iubi. Dacă m-aș lua după pretexte, dacă aș trage unde e ușor, nici nu trebuia să aud de tine și mi-era mai folos și mi-era, scuze, și mi-era de folos să mor și mi-era
Mai de folos să mor, scuzați-mă. M-am băgat de bunăvoie slugă, dragostei morale ce ți-o port. Dar pricep că mi-ar fi fost rentabil să privesc destinul ca pe un sport. Nu e o simplă încăpățânare pentru un ambițios pariu, dar aleg o cale complicată tocmai din motivul că sunt viu. Eu detest relația burgheză decorată circumstanțial, mă închin la legile naturii și salut iubirea ca scandal. Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezat, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat. Greu mi-e și greu ție și ție cu acest fel de-a trăi al meu. Totuși vreau să știi că, din păcate, dragostea e o dificultate fără care ar fi cu mult mai greu. Așa e? E o dificultate dragostea? Sau e doar un mit? Poezia asta a fost scrisă pe 31 decembrie 1996 la București. O altă poezie pe care mi-a trimis-o Irina, draga mea Irina, care acum e la Bacău, te salut cu mult dor și te pupă și Elena. Salutări din Bibiena, Italia. Patrick, se uită și el la noi. Ramona, te pup. Mulțumesc, Ciprian. Mulțumesc pentru compliment. O poezie pe care mi-a trimis-o Irina să o citesc și o să o citesc și pentru Irina și pentru toți care mă urmăriți acum. Tot Adrian Păunescu, a mea. Cum treci acum și apa e în ruine? Și ți este bine și mi este bine. Aș vrea să-ți spun, iubito, că în tine e vie vrerea ambelor destine. Te voi iubi cu milă și mirare, cu întrebare și cu disperare, cu gelozie și cu larmă mare, cu un fel de făr de lege care doare. Și jur pe tine și pe apa toată care ne ține barca înclinată că vei rămâne dincolo de număr și dincolo de forme, măști și vorbe, a mea de-a pururi, ca un braț în umăr. Wow! Wow! Cât de frumos, cât de frumos! Și și o poezie scrisă de Magda Isanos, o poetă și o prozatoare din Iași, care a trăit la începutul secolului trecut. Bărbatul, Magda Isanos. Umplând încăperea și inima toată, bărbatul veni de afară, din sloată. Glasul lui mare făcu să se sperie focul, suduiale pădându-și cojocul. Parcă ar fi un stejar stufos, gândi în taină, dar era frumos. Se supăra și de-ndată râdea. Acum am să-l fac să nu mai poată pleca. Tu ești subțire și ageră ca o nuia, îmi spunea uneori. Ești plină de ghimbi și de flori, teme-te de mâna mea ca ai să mori. Puterea izvora potolit din brațele și pieptul lui dezgolit. Doamne, fă-mă ca Dalila vicleană, când o dea geană prin geană, să-i aflu taina și să-l robesc visului meu pământesc. Foarte tare poezia. Alex, te iubesc și eu mult. Alex Oscar Cristian, te pup acolo la Londra unde ești. Din Trento, Mihaiță Birții. Dan Badea, te pup, dragul meu. Foarte frumoasă poezia asta și o poetă mai puțin cunoscută de marele public. De asta aș vrea să îmi îndrept atenția zilele astea spre oameni care au trăit, au fost români de-ai noștri și au avut un spirit atât și o conștiință atât de ridicată. Și din păcate mulți au pierit în uitare. Trebuie să reconsiderăm și să-i redescoperim, pentru că este datoria noastră să nu lăsăm frumusețea să piară niciodată. Și dacă tot vorbim de frumusețe, haideți să cânt o frumusețe de cânte pe care l-am scris în vara anului 1997, înainte să rămână însărcinată cu Elena. Aveam recital la Mamaia în acea vară și Mihai Godoroja, un foarte bun prieten pe care îl salut și de care iar mi-e dor și dor,
Da, Mihai Godorojea m-a pus la muncă. Mi-a zis, Lori, la acest recital, la Mamaia, trebuie să vii cu un cântec nou-nouț. Pe vremea aceea cântam cu Direcția 5, m-am dus în camera de hotel și am scris dintr-o bocată, mi-a venit acest cântec, această poezioară pe care am pus-o pe muzică apoi. O să o pleiez de pe YouTube, canalul meu de YouTube, Loredana, unde puteți să subscrieți. Piesa se numește Cine te crezi, apropo? Cine te crezi? O să cânt peste, pentru că n-am un negativ la ea, dar o să cânt. Superficial mi-ai apărut la început, fără să vreau, alături a rămas cine ești tu. Cine ești tu? De experiența ta, dar înseamnă că nu era dragoste și înseamnă că dragostea adevărată va să vină, Enică. Ai încredere în asta, crede-mă. Cine te crezi? De pe albumul Zigzaga, puteți să ascultați acest cântec pe canalul meu de YouTube.
Loredana, unde puteți să subscrieți chiar acum, pentru că în fiecare zi postez lucruri noi și sunt un fel de vlogăriță, dar fără acte, știi, din aia la negru. În cuvântul ăsta, vlogger, mi se pare așa prea vlogger, it's like an alien word or something like that. So I prefer to say sunt o videocăreasă, videotextăreasă, ceva de genul. Dragostea durează, eu te iubesc peste 30 de ani, Dana. O, Dumnezeule, te iubesc și eu, Dana, și știi lucrul ăsta. Love exists forever. Victor Vedrașcu, da, dragostea este o poveste, povestea vieții noastre, Magnolia, mă face să plâng. Dragostea există și va exista atâta timp cât flacăra este, iubirii este aprinsă. Cum să o ținem aprinsă? Asta e, la nunta mea, Dansul Mirilor, a fost ochii tăi, o să cântăm și asta. Super, Horațiu, așa o să facem. Salutări din El Paso, Texas. Îmi vine să călăresc acum, pentru că îmi place să călăresc, dar îmi imaginez că sunt pe un cal invizibil care mă duce direct în El Paso, USA. Elena Lautaru, love you too. Ia să vedem cu cine pot să intru eu acum pe Instagram la un mic chat. Request. Love your music. Thank you so much, Alan Allen Suvoter. Fără dragoste nu e viață. Ne cânti și o melodie din Mama Mia? Da, bună idee, o să vă cânti și din Mama Mia. Sărută din Alaska, please. Show me how is there. Send me a picture, a little video, please. Te iubesc de viață, ești minunată, Petruța, îți mulțumesc. Marius, n-am nicio operație, dragul meu, nici măcar de apendicită și nici măcar când am născut, am născut natural. Așa că, uite, controlați-mă. Nu glumesc. Fără dragoste nu este viață. Am iubit o singură dată și am pierdut-o. Ah, Lidia, o să mai vină. Ai încredere, o să mai vină. Dragostea adevărată va veni întotdeauna. Nu-mi scăpăm de ea. Își citesc în ochi. Își citesc în ochi. Pentru Dimi, te pup. Cum aș privi un, cum aș citi un manuscris bizar. Dacă pierd un rând, încep cu grijă de la capăt iar. Salută din Italia. Ancuța, te pup, dragostea mea, te pup. Cum e la Londra treaba? E nașpa, nu? Și acolo. Dar noi suntem împreună și asta nu e nașpa, asta e bine. O să intru în direct cu... cu Sabo Horia. Sabo Horia. Horia! Nu mai bine, bărbații sunt obișnuiți să vâneze. Când e prada mâna ei, uită și nu mai arată. Acestea nu există. E adevărat, Horia? Bărbații vor doar să vâneze? Bă, chiar mă gândeam mai devreme când mai prima te salut. Mă gândeam mai devreme că o să mă pui când am început. Zic, mamă, să vezi că mă întreabă și primele chestiile astea, dacă intră cu mine. Hai, nu, că trebuie să știi, pentru că ești antrenat în ale dragostei. Se vede de la o poștă. Mulțumesc. Bă, nu știu, eu am avut două iubiri la viața mea, deci există dragostea. Doar două. De, ok. Păi iubirea înseamnă iubire de lungă durată, nu? A, dar și relații pasagere, să înțeleg. Stand, one night stand. Nu. Nu facem one night stand-uri. Nu pot să cred că n-ai avut niciodată one night stand. Just one. Eu am fost one night stand sau... One night stand. Mă, nu chiar așa de multe. Cum? Nu multe. Uite, spune cineva că semeni cu Dani Oțil. Și mie mi se pare că semeni cu Dani Oțil, dar serios? Mai semeni cu actorul american. Fetelor, ajutați-mă. Da, care... mi-ai zis odată când ai fost la noi atunci. Băi, și astăzi am văzut o poză cu el. Nu Matthew Conegan, ăla care are o soră, care e tot actriță. Și a jucat în Black Mountain. Nu mai știu cum îl cheamă. Da, cum îl cheamă? Căutați, vă rog frumos, googliți-l. Me just googling day and night. You are googling day and night. Da, e bine dacă a jucat în Black Mountain. Uite cum e la tine. Zine, unde ești? Sunt la Archia. Da, am fost acolo, e superb.
Are cel mai tare conac din România, băiatul ăsta, fetelor. Și e nensurat, aveți grijă. Aul, mulțumesc. Vezi reclamă nasoală ți-am făcut? Mai ales că nu-ți plac one night stand-urile? Păi am timp la, cum îi spune, am timp de să mă gândesc la mine și la ce vreau de la viață, nu? Priviți-l pe Horia! Are față de american! Da, yeah. Și mai e și conac, băiatul. Are și cai! Apropo de cai! Doamne, ce mișto de tine că stai în izolare, camera. Cai, nu? Vezi că ți-ai întors camera. Păi nu, am întors-o eu special. Pentru Facebook, pentru cei de pe Facebook. Am înțeles. Da. Ce să facă cai? Bine, sunt și ei. În carantină. Veniți, draga mea, dacă nu-ți place, nu te uita, fata mea. La revedere. Mai răspundem și noi la mici provocări, mesaje. Nu? Da, provocări. Ți-am spus, caii sunt bine, stau în carantină și ei. Stau acum în carantină pe bune? Sunt în grajduri. Îi mai scoatem așa ușor, din când în când îi scoatem pe domeniu să se bucure, măcar ei se bucure de soare, dacă noi nu putem atât de mult. Cum e la Deva? Am înțeles că la Deva e destul de... Mai e... Da, nu? Eu cred că sunt și foarte multe zvonuri, cum cred că vin toate părțile țării. E frumos, e... Uite, Daniela Ionit se spune că e cel mai frumos conacul tău. Mulțumim. A fost la tine acolo. Mulțumim. Într-adevăr, este un vis. Și ne rugăm și mă rog ca să putem să mai ajungem încă o dată în turneu și să ne cazăm acolo și să facem o petrecere din aia la piscina. Da, să-l aduci și pe tataia. Îl aduc și pe tataia, normal. Trebuie să-l aduci neapărat și pe tataia. Să pe mama ta și pe tatăl tău, te rog. Îi pup. Păi ei sunt izolați la Arhia, eu sunt izolat în oraș. Deci și eu sunt singurul care tranzitez, vin de acasă, vin la Arhia ca să nu lăsăm casa goală. Bravo. Bravo, da. Horia. Voi cum sunteți? Noi suntem bine, eu am grijă de tataia aici, suntem în casă, e a 18-a zi, sunt în concediu, fără plată, bineînțeles, dar nu sunt doar eu în concediu fără plată, suntem cu toții. Mă întreabă cineva dacă cred în coronavirus, normal că nu e de crezut. N-aș fi vrut să cred, dar din păcate, în Tokyo când vin, oh my god, aș veni și mâine, m-aș duce și mâine în Tokyo. N-am fost niciodată în Tokyo. Cred în coronavirus și trebuie să credem, pentru că dacă nu credem, înseamnă că răspândim fără să știm, nu? Eu vreau să spun o chestie, că am văzut că sunt foarte mulți oameni din afară. Cred că acum, în momentul ăsta, e extrem de important, după ce trece coronavirus, oamenii să rămână în România, să facă un pic de turism în România. Noi toți, în momentul ăsta, noi suntem închiși de 16 zile, deci business-urile noastre, zero bani. Da. Și eu cred că... Sunt doar cheltuieli pe care trebuie să le acoperiți volens-nolens. Exact. Și cred că ar fi o susținere extraordinară din partea tuturor românilor să vină să călătorească în România în perioada imediat după coronavirus. Ia auzi ce spune Horia și sunt de acord și te susțin întru totul. Este o țară minunată, țara noastră. Chiar avem ce ne trebuie aici. Și acum, în această criză, am ajuns, la începutul acestei crize, atențiune, am ajuns să realizăm că, de fapt, noi nu trebuie să depindem de nimeni și trebuie să avem resursele noastre atât energetice, atât alimentare, atât turistice, încât cumva să nu mai trebuiască să așteptăm să ne ajute cineva din afară. Noi trebuie să ne ajutăm între noi și noi avem puterea de a face asta și dacă am fi mai organizați, mai uniți și ne-am susține unii pe alții și nu ar exista atât de multă invidie, care poate va fi o boală de care ne vom vindeca mulți în această perioadă de izolare, în care trebuie să stăm cu noi înșine mai mult decât de obicei și să înțelegem că suntem conectați atât de mult încât devine nu înfricoșător, devine incredibil e o ușurare când îți dai seama de fapt cât de conectați suntem. Și cât de ușor e, de fapt, să ne ajutăm unii pe alții. Doar prin puterea gândului, doar prin puțină bunătate, prin empatie, prin aceste sentimente care sunt atât de importante, dar, din păcate, în ultimul timp, oamenii s-au îndepărtat foarte mult și de credință, și de cei de lângă ei, și de ei înșiși. Așa e. Și, dar cred că momentele astea o să fie bune ca să revenim la chestiile astea, să știi.
Păi asta zic, că Dumnezeu nu degeaba ne dă niște provocări, că nu pot să le zic lecții, că Dumnezeu nu e rău, Dumnezeu, orice ni se întâmplă e spre binele nostru. Everything that happens, happens with a reason and it's a plan for everything, to get better and to better ourselves. Cu siguranță. Și eu cred, mai cred un lucru, Loredan, foarte multe se vor schimba după acest virus. Modul de gândire se va schimba. Lumea se va schimba și cred că foarte mulți dintre noi vom începe de la zero. Așa și nu e prima dată când începem de la zero. Eu am început de la zero la Revoluție în anii 90, când toată lumea aceea construită pe idealuri comuniste și pe socialism s-a prăbușit peste noapte. E adevărat că au rămas virusi și au rămas rădăcini care au crescut la loc, dar sau burieni, mai bine zis. Dar important e că trebuie să învățăm să trăim fiecare zi ca o altă zi, fără să mai ne agățăm de trecut. Cred că cine se agață de trecut are de suferit. Și chiar dacă trecutul a fost frumos sau a fost greu sau a fost cum a fost, e un trecut, e ceva care nu există de fapt. Tot ceea ce există în momentul ăsta, când eu stau cu tine de vorbă și sunt în direct cu atâția oameni din toată lumea, ai văzut și tu. Și asta e cel mai Tokyo, frumos în Alaska. Lucru. Și asta e cel mai frumos lucru. Și asta arată cât de conectați suntem și că de fapt nu suntem singuri. Și mai trebuie să mai știm un lucru. Pe vremuri când au fost pandemii, oamenii nu reușeau să o adreseze atât de repede. Nu știau ce se întâmplă în America, cu ce se întâmplă în Spania, ce forme de, măcar acum noi știm. Și deja se lucrează la lucrurile. Și putem să ne apărăm și putem să fim cu un pas înaintea problemelor și suferinței. Și avem resurse. Și avem și resurse. Avem resurse, și cred că românii, și noi românii suntem un popor foarte puternic, care a trecut prin multe, a trecut prin războaie, prin secetă. Tatăl meu îmi povestea prin câte a trecut sărăcuțul, fiind orfan de la un an și ceva, îți dai seama, singur pe lume, doar cu mama lui și cu frățiorii lui. Sunt povești foarte grave. Nu e atât de grav că stăm în casă, atențiune. O, Doamne! Bucurați-vă de timpul ăsta, pentru că e un timp al căutărilor și un timp al descoperirilor. Și este foarte important câteodată să mai punem și pauză, să apăsăm pe butonul de pauză, pentru că altfel ardem prea mult și nu înțelegem nimic, viața trece pe lângă noi, ok? Știi ce mi-a spus mie bunicul meu? Când a făcut acum o săptămână, a făcut 85 de ani. Te-ai dat Dumnezeu sănătate. Și mulțumesc mult. Și mi-a zis în felul următor, zice, Horia, pentru mine nu-i chiar așa greu, nu mi se pare atât de rău ce se întâmplă acum. Zice, eu când eram în școală în 1-4, am făcut-o în tranșe în al doilea război mondial și treceau avioanele nemțești deasupra noastră. Deci acum nu-i chiar atât de rău. Exact. Adică să înveți tabla mulțirii în tranșee, da? Să mai chef să înveți tabla mulțirii. Așa și noi avem iPad-uri, avem telefoane inteligente, avem tot ce ne trebuie. Avem televizoare, avem canale, sateliți, absolut orice, suntem niște răsfățați ai sorții. Dar știi ce e cel mai greu acum? Să reușești să sortezi la cine te uiți. Că nu m-a prostit pe toate canalele astea. Sau pe mare parte din ele. Eu zic că trebuie să sortezi doar lucrurile care te înalță și te inspiră și nu cele care îți aduc negativitate și care îți coboară conștiința. Trebuie să ne ridicăm conștiința. Fraților, nu mai ai timp. Vibrația trebuie să crească, pentru că nu vor rezista decât oamenii cu vibrații înalte și cu conștiință superioară. Așa cred. Și viața la căci la capăt doar campionii se întâlnesc. Știi cântecul ăla, nu? Ridică-mă la cer. O, Doamne! Mi-e dor de tine, pupăi pe ai tăi și mai vreau să mai vorbim. Mulțumesc. Zilele astea. Cu mare drag. E așa de frumos acolo la tine. Te așteptăm cu drag. Cum se dă drumul, te așteptăm. Și ne-ai adus în maza ta de bucurie. Uite, să mai vadă și cei din pe Facebook, facebookiștilor. Pe facebookiști, da. Da, e o glumă. Sper să ia toți ca o glumă. Îți mulțumesc și te pup. Eu îți mulțumesc. Să-l pup pe tataie. O vă pupăm pe toți. Pa, pa. Și pe-ai tăi. Pa. Love you. Bye, bye. Da, ia să continuăm cu aș fi vrut să vă cânt, să intru în legătură cu un muzician din India, dar se pare că vibrația crește cu fiecare întâlnire cu tine. Îți mulțumesc, Magnolia. Wow!
Salutări din Girona. Dragii mei, mă gândeam să vă cânt împreună cu un muzician din India, dar e semnalul foarte prost, se pare. Da, e totuși foarte departe și India. Și sunt și foarte mulți în India. Vă dați seama cât sunt acum pe Instagram și pe Facebook și cât de greu e până la urmă, cât de complicat e totul până la urmă și cât de simplu niște oameni genial au făcut ca noi să fim împreună în aceste momente. Haideți să le mulțumim tuturor acestor oameni pe care nu-i cunoaștem neapărat, doar am auzit de ei, dar care există sau au existat și datorită lor suntem aici și ne bucurăm de aceste clipe. Să le trimitem recunoștința noastră și în fiecare zi să facem acest exercițiu de recunoștință și de dragoste. Vă mai citesc o poezie între timp, o poezie scrisă de... continuăm discuția despre dragoste. Is love just a myth? E dragostea doar un mit? Aș vrea să vă citesc o poezie scrisă de Grigore Vieru. L-am cunoscut, poetul basarabean, un om incredibil de dulce, de drăguț, de sensibil, de generos. Prieten și cu tatăl meu, care e și el scriitor și poet. Vreau să te văd, de Grigore Vieru. Vreau să te văd, femeie, sau vino să mă vezi. Mi-e dor de iarba crudă a ochilor tăi verzi, de tale negre gene ce tremură ușor ca aburul de ploaie deasupra codrilor. Vreau să te văd, bărbate, sau vino să mă vezi. E timpul coasei, iată, în ochii mei cei verzi. Cosește, hai ca iarba, cu roa și cu stea, mai deasă și mai verde, să crească în urma ta. Wow, superb! Superb! Haideți să mai intrăm în direct cu cineva. Cu Andreea, Alexandra Andreea. Ia să vedem cum arată Alexandra Andreea în direct, chiar acum, pe Instagram. Cântă doar tu, bucur lumea. O să cânt și eu, o să cânt. Îți mulțumesc, draga mea. Hei! Unde ești? Draga mea, unde ești? Am zis că intru cu voi să comentăm despre dragoste, dacă e un mit sau nu. Oricum, cine face, dacă am făcut vreo donație pentru oamenii aflați în suferință sau îți iei toți banii după tine când vei muri, îmi pare bine, Florin, că ai grijă de banii mei și unde o să-mi iau. Dragul meu, te întreb pe tine, tu ai făcut vreo donație? Pentru că cei care fac donații nu trebuie să se laude cu lucrul ăsta. Nu cred că e un lucru de laudă. Donația se pune și e considerată donație atunci când e făcută în taină. Pentru că trebuie să facem și să muncim pentru cei din jurul nostru fără să ne batem cu pumnii în piept. Și fără să facem din asta, să ne punem o insignă în piept și să ne umflăm. Oamenii cu adevărat generoși sunt oamenii care fac ceva fără să aștepte nimic în schimb. Tu ai făcut așa ceva până acum? Dacă nu, te sfătuiesc să începi. Este un exercițiu foarte bun și un început foarte bun în a fi bun, în a fi drăguț și nu a judeca pe alți oameni fără să știi despre ce e vorba. Ghina Elena, te salut, draga mea, din Anglia. Încerc să văd cine vrea să intre în direct. Nu știu ce se întâmplă cu telefoanele astea. Sunt ele deștepte, dar nici chiar așa. În fine. Other sent a request. Ok, let's view this request in your live video. Ok, baby, let's do it. Let's see. This button is not working anymore. Până se repară butoanele astea virtuale, mă gândesc să vă mai cânt ceva. Este un cântec care mie mi se foarte drag. Jur. Nu știu de ce, poate că am niște amintiri frumoase legate de acest cântec. E un cântec pe care l-am scris
L-am scris în 2000, da. Eram la Mihai Ogoșanu în studio și a fost tot așa un moment din ăsta de grație în care amândoi ne-am contopit în muzică. După aia au venit și versurile pe care le-a scris Liliana Ștefan. Iar discul trebuia să iasă, țin minte, în luna iunie, de ziua mea. Eu plecasem în New York să-mi celebrez ziua și am celebrat ziua în București, în New York și în Las Vegas. Vă puteți da seama? În aceea zi am avut șansa să-mi fac ziua în trei orașe atât de tari și să fiu cu toți prietenii mei. Mamă, ce buze ai, Melin.ro! Mua, te pup! Sunt ale mele, să știi. Nu le-am împrumutat și nici nu le-am decorat cu nimic altceva decât cu puțin lip gloss. Uite, apropo, că îmi lăcește fața. E foarte cald, sau m-am încălzit eu de la... Vorbind despre dragoste și despre toate aceste sentimente, Lori din Onești s-a încălzit un pic. Dar nu-i nimic, dăm cu puțină pudră și ne trece. Da, și cum vă spuneam, am scris acest cântec, dar nu aveam titlu. Și într-o noapte magică la New York, împreună cu Ana, draga mea soră din America, îl pup pe Temișan. Temișan, poate cântă ceva din Mama Mia, dragul meu. Ce zici? Mama Mia! ești pe Instagram? Da? Ah, ce tare! Stai să văd, nu știu ce are butonul ăsta, măi, frate, când a auzit de Temișan s-a intimidat. Aha! Ok, go live with Temișan! Yes! O să vă cânt după aia și putem mi povestea. Facebook! Vrea cineva să-l angajez ca șofer categoria B. Ce înseamnă categoria B? Adică pentru mașină mică și microbus până în 7 locuri. A, eu vreau doar cu autocar, gata. Cu toți fanii mei de pe Instagram vreau să merg cu un autocar prin toată țara când se dă liberare. Ce faci, baby? Arăți foarte bine. Ce să fac? Te urmăresc. Tocmai scrisesem, Lori, tu când cânți, mă ia fiorii. A, ce frumos! Te iubesc! Mulțumesc! Păi nu? Chiar de curând vreau să spun că fata mea, Elena, a venit într-o seară, dacă tot stăm în izolare de atâtea zile în carantină, și ce crezi că film mi-a pus să văd pe YouTube, Ghici? Am voie la o singură încercare. Ai voie la o singură încercare. Să știi că a fost aseară dat pe Comedy West, tocmai mi-a dat cineva, că a doua cădere a Constantinului. Despre asta e vorba, Ghicit. Da, și stai da. Să spun cum a fost faza. Am stat, m-am reuitat la film. Bineînțeles că sunt multe stângăcii acolo. Că e un film făcut în anii 90, eram și noi la început. Și chiar comentam, zic, bă, uite ce bine a jucat dublu rol Temișan, frate. Așa de bine a jucat că a fost singurul film pe care l-a făcut. Da, dar asta e, se fac foarte puține filme în România, dar nu-i timpul pierdut. Acum am ales că semeni cu George Clooney, ai foarte mari șanse să fii să îmbătrânesc, filme din astea, să îmbătrânesc tot cu filmul ăla, exact. Ne-am uitat la film și în sfârșit era aproape de final când e faza noastră, când ne pupam. Faza de sex, știi? Când se mișca lustra. Ce crezi că s-a întâmplat? Eu exact la faza aia am adormit, îmi pare rău. Atunci la filmare n-ai adormit, din fericire atunci pentru mine și pentru fiecare. Dar vreau să zic că era atât de forțos Temișan, nu mai știu cum e acum, că n-am mai avut ocazia decât pe scenă. Am avut niște pupici datorită rolului pe care îl avem în Mama Mia. Așa. Dar s-a mișcat lustra, fetelor. Băiatul ăsta, deci efectiv, am crezut că o să cadă lustra. Era o nebunie. L-a figurat. Nici cu tremurul nu poate depăși. Tu ce crezi despre dragoste? E un mit? Nu există. Dragostea bine. Există sub diverse forme. La început e aia care seamănă cu focul de paie, știi, te aprinzi foarte repede, te prinde jocul și microbul, că tot vorbim de virusul ăsta, dragostea, da, te prinde. Drogul. După care, dacă sorții sunt de partea ta, uite, mă întreabă lumea, care e secretul relației mele cu Monica de 25 de ani? Da. Există vreun secret când totul e o loterie până la urmă?
Nu există niciun secret. Știi, cum e scris? Dacă ții cu dinții de ceva și nu ți-e scris să ți se întâmple, nu ți se întâmplă și uneori te surprinde viața dându-ți atâtea... Dar cum păstrezi chestia aia fresh în relație? Lori, după 25 de ani... Nu trebuie să faci eforturi. Cred că a păstra înseamnă a înțelege tabieturile celuilalt, a-i înțelege stările și a-i le respecta. A lăsa de la tine atunci când ai tu senzația că ar fi bine să te încordezi. De a trage aer în piept și a sta 10 secunde înainte de a scoate un cuvânt care poate schimba cursul întregii discuții. Da, e nu adevărat. Adică e adevărat, dar trebuie să fie reciprocă chestia. Din fericire... Tu aștepți 10 secunde dacă cel din fața ta, iubitul sau iubita ta, explodează și îți aruncă cu tigaia în cap. Dădeam un interviu mai devreme, mă rog, zile trecute și Monica era întrebată, bine și eu separat, că a fost un interviu în oglindă, cum ar veni. Ce faci când te enervezi? Țipi la Aurelian și el cum reacționează? Da, când am ceva de ce spun, el stă, mă ascultă și după aia zice, ai terminat? Da, bine. Și își vede de ale lui. Și eu am răspuns, o las să țipe și în final îi zic, îmi dai și mie un pahar cu apă? De ce? Am obosit ascultând. Ok, deci știi adică... să o întorci. Noi suntem gemeni, Loredana, nu uita, da. Suntem gemeni și știm să aplanăm situații. Știi? Dacă există un moment tensionat între cei doi, dacă se enervează amândoi, el are... Uite ce mi-a scris Magnolia, să cântăm poate că astăzi, poate că mâine. Mai ții minte refrenul ăla? Tocmai am făcut un live alerter pe YouTube și fac și mâine seara la 9:30 și mulțumesc că îmi dai ocazia să-ți anunț și fanii tăi, dacă vor să uite. Cum se numește pagina? Aurelian Temișan, pe pagina de YouTube. Aurelian Temișan, live session, da. Ok, super. O să ne uităm. Mă uitam piesele vechi pe care le cântam de-a lungul carierei. Eu nu mai sunt cel de ieri, Billy Joe King și așa mai departe. Și am dat de această piesă, poate că astăzi, poate că mâine, și am zis, ia uite piesa cu Lori, dar nu am negativ. Și pentru că eu sunt obișnuit ca și tine să cântăm publicului, că avem cu ce și slavă cerului. Dar putem să cântăm a capela, ce zici? Ia. Ia. Cântăm dacă mai știu. Poate că astăzi, poate că astăzi. E prea jos pentru tine? Poate că astăzi, poate că mâine, poate acum. Poate acum, poate chiar acum. Mă întreabă zi, poate că astăzi. Poate că astăzi. Poate că mâine, poate acum. Poate acum. Poate chiar acum. Mă voi îndrăgosti. Poate că astăzi. A, cântă tu strofa, da. Ce zi e azi? Unde sunt? Cine o-i fi? Ce oră e? Este noapte sau zi? Audă. De undeva. De undeva aud strigări, chemări. Doamne, ce vreme frumoasă. Ce tare. Că noi n-am mai cântat atunci. De unde să știm versurile? Sunt 26 de ani, 27 de ani. Nu n-am mai cântat atunci, îți dai seama. Da. Dacă o întreb pe fata mea, Elena știe toate versurile pederăs la toate cântecele mele, mai bine decât mine. Așa că Când nu am Google-ul lângă mine ca să caut versurile, am Google-ul meu personal pe Elena. Uite, sunteți super, ne pupă foarte mulți, te salută. Și deci mâine seară la 9. Mâine seară la 9:30 pe pagina pe YouTube. Remember piese vechi, piese mai noi, cântă toată Mahalaua de la Mihai Alexandru. Care sunt de suflet și pe care oamenii... Știi ce vreau să-ți propun? Poate într-o zi o să cântăm ceva și din Mama Mia. Ce zici? Da, acea piesă a noastră. Da? Din Mama Mia. Ok. Da. Câte zile am avut... Nu, stai, trebuie să-mi aduc aminte, că n-am mai avut Mama Mia. Ia. Din octombrie n-am mai avut. Care? Mama Mia, nu? Tu dai cu ciocanul, da? Tu dai cu ciocanul. Da. Câte amintiri avem, ce zile am avut. Eu am rămas captiv încă în acel trecut și nu înțeleg cu ce am greșit. Ce s-a întâmplat?
cu noi. O dată, asta e al tău. Acum sunt noi. M-am rătăcit, iar tu n-auzi că strig un SOS. Mă rog, SOS, da. SOS. Te întorci pe mine. Mă întorc pe tine, tu te uiți prin mine, SOS. Să încercăm starea asta, te rog, să schimbăm. Hai că am căzut pe versuri. Să încercăm. Știu că e greu, dar hai să ne schimbăm. Hai că am dat-o. Da, și asta e mișto să o cântăm. Mai ales că e în canon și se va duce delay-ul ăsta care e pe... din cauza... Da, corect. Da. Legăturii, știi? Da? Așa păi, facem. Totuși, dacă se întâmpla chestia asta cu nebunia de afară cu 25 de ani, când aveam telefoane 3310 Nokia și alte banane și nu știu ce, nu puteam să facem ceea ce facem acum. Așa că, până la urmă, trebuie să mulțumim într-un fel tehnicii că ne lasă să ne vedem, să ne auzim cu fanii, să îi lăsăm God să ne asculte și să ne scrie. Thank you, God, for all the gifts you got for us. Ești, ai fost și rămâi miștoacă. Te pup, Lori. Te iubesc, îți mulțumesc mult. See you soon. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Mă aminte când o să rejucăm acest spectacol atât de frumos pe care vă invit să-l vedeți. Până atunci o să scot și un album nou. Sper să vă anunț cât de curând când va fi urcat pe rețelele Spotify, pe YouTube. Unde puteți să-l downloadați pe iTunes și cum v-am promis voi cânta acum pentru voi acel cântec a cărui titlu nu-l găsisem, să întorc camera. Măi Lori, ce faci tu cu degețelele astea? Da, nu-l găsisem, eram la New York într-o seară și un prieten de-al meu foarte bun, mare muzician, Cameron Carpenter, era cu mine în această seară și cu Ana și am avut revelația, gata, știu cum se va numi acest cântec, Extravaganța. Și pentru voi, în această după-amiază, să vă ridic puțin spiritele, gândurile, să vă deschid inspirația, imaginația și să vă spun că totuși dragostea nu e doar un mit. Numai că ca orice metal prețios, ca orice diamant strălucitor, trebuie șlefuită, trebuie săpat, trebuie lucrat pentru a o găsi. Ea nu vine fără ca noi să fim pregătiți. Dacă tu nu ești un om care poate dărui dragoste, nu poți primi dragoste. Așa că întâi dragostea trebuie să vină din noi și după aia să o așteptăm să vină în viața noastră. Pentru că dacă noi nu putem să ne iubim și să iubim, nu avem cum vreodată să găsim dragostea și ea să vină înspre noi. Cam asta e. O să încheiem această minunată întâlnire de astăzi. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră de la 5 p.m. Live with Lori on my Instagram and Facebook. And now for you guys, extra va Ganza! Woo!